Uite ușa aici. Montează băieții. Mi-au spus că alea cu geam trebuie să facă decupaje în ușe, să facă geamul. Acum i-am filmat lui Ciprian, băiatul ăsta. Uite, mi-a pus aici așa, aici așa. Deci au pus oamenii ușile, dar le-au pus fără geamuri. Am zis, bine, gata, dacă le-a spus așa, le-a dat și spumă. Asta e, nu mai stau să scot ușile din balamale, să aduc geamuri. Nici nu pot să intru, că de-abia le-a dat spumă să văd la băi. Înțelegi? I-am atras atenția lui Ciprian că aveam 4 uși cu geam, 4 uși în plin. Uite. Au pus și aici. Vrea să taie din ușe de acolo. Ce? Nu o lăsăm așa cum am pus-o noi? Da. A, să taie parchetul să vină cu praguri, da. Așa. Bun. Deci am avut discuție că vrea să-mi taie din ușe, din colțul ăla de sus, dar ce s-a explicat la telefon. Că dacă mă sună pe camera în telefonul, măcar mă suna pe normal, știi? Răspundeam pe normal. În sfârșit.